dimineața și dacă ai plătit impozit la nuntă. Bună! Care nuntă, dragii mei? Bună! Salutare! Statul te ajută dacă ești mamă singură? Mamă singură, nemăritată? Dacă ești nemăritată, da. Pe mine nu m-a ajutat în mod special nimeni în afară de singură m-am ajutat. Uh-huh. Eu și atât, da? Am înțeles. Dar e bine, lucrurile merg înainte. Oricum nu contează cine, ce și cum s-a căsătorit. Noi despre cupluri vorbim astăzi, care eventual au făcut un copil. Am adus aici niște recuzite. Știți ce vreau să facem azi, nu? Zim. Dar nu vă speriați. Dar mi-e și frică. Vreau să ne jucăm de mama și de tata. O să fiu mama? Că cu tata nu prea. Ce am zis? Mamă, ce ne jucăm când eram mici. Da. Asta vreau să facem și acum. Dar doar dacă îmi faci un cortuleț de la micuț. Stați că am recuzită. Așa. Dacă îmi permiteți să mă ridic un pic și să exemplific, am recuzita. Te ajutăm. Uite, pe Ramona mi-ar plăcea. Da, mă, la Ramona m-am gândit și eu. Vreau să exemplificăm. E foarte important în contextul în care vedem cum se modifică și cum se schimbă lucrurile și comunicarea în cuplu după ce apare pe lume un copil, da? Da. Deci comunicarea e cuvântul cheie. Uite, Ramona, vino, te rog, mai aproape de mine. Așa. Ramona este... Stai puțin că nu înțeleg, sunt copilul sau mama? Nu, tu ești mama, dar nu ai copii încă. Deci o avem pe Ramona, ea nu are niciun copil, este o tânără într-o relație amoroasă. Ramona, între timp, a făcut un copil. Ah, trebuia să zic că mă bag și eu. Ramona a devenit... Ce a devenit? Stai că nu se mai aude după așa. Asistentă medicală. Pa, stați un pic. Ah, e cu băiatul ăla. Nu, detașmă, că să nu facem așa. Ramona a făcut un copil. Ramona are halatul de mămică. Cocu eu i-a adusesem să-i prind și părul, știi? Lasă că e prind. Lasă că știi că avem coc. Cocul ăla de mămică. Așa. Florin, ești tatăl sau suntem noi? Bineînțeles că sunt, dă-te la o parte. Dar eu ce sunt ca asta? Eu nu sunt nimic aici. Vecina pot să fiu? Vecina. Okay. Diana, noi două suntem observați. Eu îmi pup nevasta că mă bucur. Ce e cu tine de la o vreme? De la o vreme n-am mai luat pastile. E fericit pentru că are un copil. N-ai înțeles, așa o pupai înainte. Acum, când ai venit acasă, ai și întârziat, că așa fac bărbații. Ia cofalcă în cer și una în pământ, îți zice. Ea are două opțiuni. Da. Poate să zic așa. De ce ai întârziat? De ce ai întârziat? Sau? Era, n-a prins mașina. Sau? De ce ai întârziat? De ce ai întârziat? E, uite, de asta te iubesc eu pe tine. Ce face ăsta micu? Doarme. E copilul ăla cu capul reversibil, nu? Hai mă, Florine, abia am mâncat și după aceea varsă tot dacă îl mai sucești. Ați văzut cum e diferența de sens? În comunicare sensul e cel mai important. Adică 5% transmitem prin cuvinte, 95% e non-verbalul, da? Deci felul în care... Atitudine, gesturi, intonație. Adevărat, ea inițial când ți-a spus-o era clar că era setată pe dat în cap. Ai văzut Diana a doua oară, în schimb. Evident, femeia chiar voia să asculte niște argumente raționale și... așteptam. De fapt am întârziat că am fost până la vecina. I-am reparat niște țevi. Haideți să vedem împreună reportajul pe care ni-l propune astăzi Ruxandra Luca. Despre